1 și start, dăm start acestei zile. Cum ce zi? 27 ianuarie, în această seară de la ora 21, are loc prima semifinală Eurovision 2019 aici la Iași, suntem la Sala Polivalentă. Și un astfel de spectacol n-ar putea avea loc fără pregătirile de dinainte și fără echipa care lucrează de zor ca totul să fie în regulă, iar voi să fiți în fața micilor ecrane și să ne urmăriți pe TVR 1, pe TVR HD și pe TVR Plus. Bună dimineața și bine te trezite în crisis. Nu știu dacă m-am trezit. Nu? Dar ia spune-mi, cum ți-a fost noaptea? Ai dormit bine? Foarte bine, am reușit să mă odihnesc. Acum... Ai visat? Ce visat? Am visat că am câștigat de 5 ori la juriu și de 3 ori la televot. Hai să vedem și pe Omi, care e în partea cealaltă. S-a trezit dis de dimineață. Bună dimineața, Omi! Dimineața! Ce faci? Bine, uite la machiaj. Cum ți-a fost noaptea? Ok, m-am trezit puțin emoții? Cam obosită, emoții nu prea, sunt ok, dacă am emoții sunt constructive, dar e în regulă. Cum e moda la Eurovision? În funcție de piesele pe care le cântă, ținutele pe care le au și, bineînțeles, să îi avantajeze machiajele. Da. Să arate bine, e foarte important și să fim și într-o concordanță cu lumina pe care a pus-o Sergiu și care arată senzațional. Dia! Emoții pentru astăzi? Clar, bineînțeles, dar sunt emoții constructive. Spune-mi, îți pregătești într-un anumit fel vocea pentru o astfel de zi? Nu știu, bei cum, ouă crude? Aerosoli, fac aerosoli, da. 3-4 zile înainte și vocalize chestii de gât, miere de albine, mere verzi. Mult și multă, multă apă, multă hidratare, mai ales că avem soare puternică. E vreme cu multă zăpadă la Iași. Teodora Dinu. Uite, asta mă întrebam pe Dia, dacă se pregătește în vreun fel pentru această zi, în ceea ce privește vocea. Nu știu, ai niște alimente pe care le mănânci sau poate nu le mănânci, că nu-ți fac bine. Da, nu mănânc ciocolată. Nu de e ce? Bună ciocolata, nu e bună pentru gât. Bine, pentru... Da, nu... Da. Cel puțin înainte de a cânta. Ok, dar vreun ritual înainte de a intra pe scenă? Da, îmi fac o cruce mare, zic Doamne ajută și intru cu încredere. Intrăm peste concurenții în cabine. Hai să vedem ce se mai întâmplă și peste cine dăm. Cineva fredonează. Bună dimineața! Bernicia, ce faci? Mă odihneam puțin, da? Ascultând piesa, da, și cântând puțin, da. Voi cum sunteți? Suntem foarte bine, am venit să vedem ce fac concurența așa de dimineață și voiam să te întreb dacă tu ai un ritual special într-o astfel de zi. Cât de liniștită să fiu, cât de odihnită, ceea ce nu sunt acum. Nu se vede, ia uitați ce frumoasă e. Da, să am oameni pozitivi în jurul meu. Și să mă bucur de moment. E o forfotă generală aici la Sala Polivalentă. Fiecare omuleț în parte se pregătește și în special concurenții. Hai să vedem peste cine mai dăm buzna. Ta-da-dam, ta-dam, ta-dam. Lucian Colareza. Buenos dias sau... Buenos dias, buenos dias, buenos dias. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Mă îmbrac. Mă îmbrac și sunt pregătit. Să pun și sacou, să mă vedeți și cu sacou, să vedeți cum stă. Cât de important e costumul pentru un artist? Cred că jumătate din prestație face și costumul, îmbrăcămintea, pentru că, din fericire sau din păcate, lumea mănâncă și cu ochii, nu? Și e important foarte mult cum arăți, foarte, foarte, foarte mult. Au venit și fetele de la The Four, hai să le prindem! Buongiorno, buongiorno! Cum stai, Federica? Foarte bine! Da? Da! Asta e atitudinea. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! La fel ca și Federica, super, ne simțim chiar bine. Deși este dimineață și ora 10 și eu normal mă trezesc la 1, dar nu contează! Chiar e foarte bine! V-ați făcut coreografia pentru astăzi? Da, acum ne-am repetat după cum vezi, și acum începem să repetăm coreografia. Ne arătați și nouă doi pași? Doi pași? Și, sigur!
vina băieților! Bună dimineața, Bogdan Baltă, The Four. Da. Ce faci? Ce să fac? Uite, mă pregătesc. Da? Mă pregătesc de marea finală, de semifinală, dar pentru mine e ca o finală.